O femeie a fost rănită grav în această după masă după ce a traversat neregulamentar pe drumul național 1 în zona localității Ucea de Jos. Un autoturist care circula dinspre Sibiu către Brașov a surprins-o pe femeie, iar în urma coliziunii aceasta a fost rănită. I s-a acordat sprijin medical de specialitate și în cele din urmă a fost preluată de un elicopter smurt. La fața locului a fost direcționată o echipă de cercetare formată din polițiști, rutieri și criminaliști, care desfășoară cercetări în vederea lămuririi cauzelor și condițiilor în care s-a produs accidentul, activități ce se efectuează în cadrul dosarului de cercetare penală întocmit pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă.